Unde dracu mai aduze? Știi că nu-mi place să întâlnesc cu oameni noi. Ai, uite, tată, că mâini, păi mâini e nunta cu Laurențiu și tu nici nu ți-ai cunoscut Cuscul. Acum mai adus să vorbesc eu cu toți leținați. Băi, eu am un statut, nu mă cobor, nu vorbești oricine cu mine. Păi și el e fix la fel ca tine, și el e administrator de bloc, și el stă în aceeași zonă de oraș și e la fel de... La fel de și? La fel de prietenos cu oamenii. Hai, odată, hai să mergem. Alo, da! Da, eu sunt aici, am ajuns! Tu unde ești? Cum adică întârzi, mă? Uite, fă mai repede să vin, să vin mai repede, că dacă trebuie să mă întâlnesc cu așa, eu nu știu să vorbesc. Și după aceea trebuie să mă vorbesc eu cu tătâmpit, uite, convenit, hai, mai repede. Hai, bună ziua, am ajuns! Hai! Bună ziua! Salut, ce faceți, mă? Eu vreau să faceți cunoștință cu tata meu, Ghiță. Ghiță Manole! Grigori, îmi pare bine! Și mie îmi pare bine. Da, băiețul ăsta unii. Nu știu pe unde dracu umblă, cu azi că întârzi vreo jumătate de oră. Păi, pe vremea mea, ui, nu se, cum se întârzie, nu se poate așa ceva. Ui, nu ți mai lua niciuna, nu, nici nu ți-e sunaie dacă întârziai. Acum, dacă ești femeie și îți întârzii, fug toți de tine. Și ia zi-mă, fată, cam pe când vreți să faceți nunta? Noi am vrea să o facem cât mai repede, pentru că nu vrem să așteptăm. Ia uite, mă, se grăbește asta, ca fata mare, n-am măritici, dar numai fata mare nu mai, fata mare, că mâncare multă. Tu ai grijă să zicei de fică mea, că nu-i ca și cum fișor tu și ala mai breaz. Dacă vede popa ăla, nu te zici că-i parastasă, dragul ei de leșinat. Păi normal că-i slabă, că-i mâncată din farfurii tăt. Ce zici tu acolo, ai de șireșca mie? Și care e șireșca, uita mai copacul, nu vezi? E, dar nici așa stilo creangă ca fișor tu, e. Ce creangă, nu vezi că ta ai urâtă cu crânji? Ui, frumosul curului și să-ți povestesc eu, măcar a mea are zestri, are moșteniri. Moșteniri genetică de la tine, că până la 30 de ani închecă de-ți dinții din gură. Las că-i mai ghinși, așa s-o plâns picioarele mele cât de-a cu dinții. Îi las confianță tău, mari pișepute, că nu-ți zis fiic-mea cum e de ăsta cu stângul dreptul, de, dacă ar fi la fotbal, n-a nimerit nici poarta. Tu știți, uite așa, boșorocul dracului. Deci ne faci tu boșorocul, că-i mumie ambulantă. E, și mumie, poate bag eu pe tine în bandaje. Vezi, poate bag eu pe tine în... Da, domnul Grigore, am înțeles că sunteți administrator de bloc? Da, pe baterie și asta. Mare lucru acum să fii administrator, că nici administrația asta nu se mai face cum trebuie acum. Că și tata mea este administrator de bloc. Da, mă, dar eu sunt vechi. Eu sunt din 76 administrator. Ce administrai tu în 76, leșinatule? Ți-ai administrat pahari la ficate? Uite la tine și față de alcoolist tembel ai. Vezi, poate îți administrezi eu acum două la ficat? De-ai să plângi mai ceva ca cum plângeai după Ceaușescu. Tu să nu zici nimic ca de Ceaușescu, e, că mare om a mai fost ăla. Mare pitera asta și ei din balcon, că restul un căcat a fost. Dar să știți că și el tot din perioada aia. E. Da, și lumea e tare bucuroasă să aibă așa un administrator de bloc. Da, o să fii și mai bucuroasă după ce te duci. Când nu mai țăpuiești pe nimeni la întreținerii mei. Hei, tu să nu faci mișto de mine, a fost în armata roșie, ei! Tu ai fost cu fița roșie în armată, ei, las că știu că aștia ca tine ce-ai făcut. Să nu faci tu mișto, ei, de mine și de ce-am făcut eu în armată, că-ți dau cu gradii pe sicapă, ei! Ce gradii, ei? Maxim gradii de la sticlă, ei, bețivul dracului. Crezi că eu nu văd că tu ai fost bețiv? Alcool, că-i măta aia care ți-a făcut pe tine așa prost, ei! Laurențiu mă zicea că și dumneavoastră sunteți... Nu vezi față de om care ți fură la facturiari? Nu, din cauza lui au oamenii griji. Griji? Grijenia, mătii, dacă mă mai provoști o dată pe mine, că eu bastonul și te învăț eu pe tine griji. Ce să vezi tu, învață-ți vorbești între ei, lobotomizatule. Și tu te convindezi acele, măi, lobotom... Asta, domnul. Mă, citește-și tu o carte, handicapatul, dracu. Mai citește-și tu lita întreținerii, ei, că de asta sunt oameni datori, că pui pieturi din burt, vezi kilodul dracului. Eu citesc acum, Steli, că tu de aici pleci, bă, tu, tăi, tu. Vezi, poate te bat eu acum, te ascult cu urechea, ei. Da, ia zi, dumneavoastră, și lucrez. Eu sunt dentist. Lucrez în gură, adică... În gura mea, tăi, tu să nu jignești mie fica. Ce jigniri mai mari decât că e rudă cu un prost ca tine, băi? Vezi, vorbind de Rudi, când tu l-ai pintârziat ăla? Aici ai o leacă dreptate, că i-a zis că e prost, că nu m-a venit la timp. Și de ce nu a venit? E prost ce-i de aia, că s-a mânânc cu măsa, că măsa face de aici, niciodată nu vine la timp. Ei, da, mie parcă-mi place așa o leacă de tine. Și într-adevăr are și fiic mea asta niște gusturi la bărbați. La fel ca măsa. Da, e, și fișor tu ăla, când m-am uitat mai atent, zici că nu au văzut mâncare din clasa a treia. Radiografii, băi, 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 mănânc, băi, dacă e cât de-a dracu și ei nu sunt grași. Fix ca măsa, băi. Și știu, băi, să zic drept. Femeia mea era așa slabă, când am pus la om, dat mâna pe ea, am zis că-i pui și ala din farfurie. Hai, mulțumesc, băi, cuscu, îmi place tine. Mă bucur dacă nu-s...
Unde pleci, bă? Unde pleci, frate? O plec, nu cont. Hai, mulța, lasă, noi stăm aici. Du-ți la mă, tapa. Da, iubi. Da, s-au întâlnit, înțeleg bine, zâmbesc, glumesc unul cu altul, nu știu, că și eu am fost super surprinsă. Ce puncte comune? Ghici, ia ghici. Îi bârfesc pe noi. Da, se pare că nimic nu te unește mai mult decât una pentru altul.